Cookie a început să sape în mâncare. Foarte tare, fată. Așa. Nu știu. Cookie! Cookie! Glirex e scump! Hello și bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Eu sunt Katie. Ea este Cookie acolo. Ia să vedem dacă o prindem. Acolo este Cookie. Și acest clip numai... Mi s-a părtat un sac când a pus să urce din prima. Acest clip nu l-am plănuit absolut deloc, gen, nu era deloc plănuit, doar că i-am rearanjat cușca lui Cookie, arată complet altfel acum și m-am gândit să fac un mic tur al cuștii și sper să vă placă. Din câte vedeți, am pus acolo și aspiratorul, deoarece mereu când fac curat la hamster, dau peste tot nisip și așternut și tocmai ce am terminat de făcut curat, adică e un on-spot vlog, dar da, acolo e aspiratorul, aici este cușca. Aici e o băiță de nisip, nu i-am mai pus băiță de nisip deoarece am rămas fără, dar o să apară imediat nisip de la Lavinia. Și da, asta este cușca și din câte vedeți am pus momentan doar cânepă, plănuiesc să-i tai și niște hârtie, dar momentan are doar cânepă. Și am folosit, din câte vedeți aici este sacul de gunoi, am folosit un box din acesta de la Animax, de hemp, de cânepă, 36 de lei costă. Am folosit aproximativ un box întreg, fusese început, luasem cam atâta din el, nu mai țin minte pentru ce luasem, I don't know. Dar aproximativ un box este aici în cușca tamburină, o să vă las și un link în descriere de la ea. Dar da, tada! Am folosit mai multe chestii. În primul rând am luat acest suport, este, nici nu știu cum se cheamă, este suport de cărți, suport de foi. Ia să vedem în focus. Și l-am pus aici și l-am îngropat. Din câte vedeți, este îngropat efectiv în cânepă. În... Cookie. Cookie a început să sape în mâncare. Foarte tare, fată. Așa. Nu știu. Cookie! Cookie! Glirex e scump! Ok, continuă să mănânce. That's fine. Așa, am luat acest suport de foi, de hârtii, de cărți și l-am îngropat în așternut pe jumătate. Cookie încă sapă acolo. Am pus roata de 28 de centimetri aici și am îngropat tot în așternut, i-am îngropat acel stativ. După roată am ascuns aici una din căsuțele ei de ceramică, e luată de la Animax aceasta, 21 de lei. Okay. Aici am pus un borcan. E de la Pepco, luat 2-3 lei, 10 lei pe acolo și l-am îngropat și pe acesta pe jumătate. Aici este acel iglu sub formă de hamster de la Alaska, da, de la cușca Alaska. Am scos iglul de la etaj și l-am pus aici îngropat. Bun, și mai avem, ia să vedem aici, mai avem aici căsuța aceea sub formă de broscuță și m-ați mai întrebat de atâtea ori de unde am achiziționat-o. Și am luat-o de pe Hamster România. Nu știu dacă mai e activ site-ul, dar da, de acolo am luat-o, dar găsiți sigur, sigur și pe AliExpress. Cookie, what are you doing? Își face rezerve de mâncare. Mă lasă să te mângâi un pic? Fără să mă ataci? Te rog, nu mă ataca. Mă atacă. Ajutor. Ce părere ai de noua cușcă, de noul aranjament? Mă ignoră cu desăvârșire, s-a întors cu spatele la mine, deci opinia ei este clară. Dar da, cam așa arată noua ei cușcă, noul ei aranjament. Din câte știți, eu sunt la Galați, încă nu m-am reîntors la București și momentan sunt aici. N-are o treabă, pe tot parcursul clipului a stat acolo și a mâncat, efectiv nu-i pasă că filmez. Deci, ca să trecem din nou totul în revistă, avem acolo un chunky funky cookie. În bolișorul cu mâncare, ah, by the way, bolul cu mâncare, vedeți că scrie acolo snack time, dacă se vede, l-am luat din Jumbo și a fost vreo 2 lei. Avem un Whimsy, avem căsuța roz pe platformă, avem roata de 28 de centimetri, un iglu, încă o căsuță și un borcănaș. Deci da, cam așa arată cușca ei în acest moment și sunt destul de mulțumită. Probabil o să achiziționeze pe MAG niște platforme de la Exotic Key mai mari, dar momentan e ok. M-am gândit să vă arăt încă o dată ce mix de mâncare folosesc. Este Glirex, luat din Ungaria, de pe glirex.hu și cam așa arată. Are foarte, foarte multe chestii sănătoase în compoziție și vedeți că sunt mixuri diferite. Pentru pitic, pentru roboroschi și pentru sirian, deci dacă intrați pe site aveți grijă ce sortiment
Iar ca vieri uscați îi am pe aceștia, luați de pe Zooplus, de fapt primiți de la Patricia care i-a luat de pe Zooplus. Cam așa arată, 30 ceva de lei, parcă era, I don't know, dar ține o groază. Deci dita mai pungoiu și efectiv am dat cadou și la alte persoane viermi, la vreo 4, de vreo 4 ori am dat cadou viermi, câte un borcanaș și încă am o groază, așa că eu zic că merită pentru că vă ține foarte, foarte mult timp. Trebuie să-i schimb apa și da, în asta o pun, am luat-o de la Animax, o știți, o recomand, a fost până în 30 de lei, 20 ceva de lei. Este foarte ușoară, ușor de transportat și mereu când îi fac curat, o țin aici înăuntru, dar de obicei îi pun whimsy, îi pun ascunzătoare, puțin așternut, adică nu o pun pe ea pur și simplu cu asta goală pentru că ar fi destul de stresant. Dar da, le recomand Geo Twister, mi se pare că se numește acest tip de cutiuță de transport pentru hamsterici. Și probabil acum o să mă duc să îi reînnoiesc apa și cușca este completă. Sper că v-a plăcut și acest clip și că l-ați găsit util. Verificați căsuța din descriere pentru câteva link-uri utile dacă aveți nevoie. Eu am fost Kitty, ea a fost Cuchile, mulțumim și membrilor că ne sunt mereu aproape, înseamnă foarte, foarte mult pentru noi. Sper că v-am ajutat cu acest clip, a fost foarte drăguț să-l filmez, a fost așa un spot, adică nici măcar nu plănuisem. Efectiv terminasem de făcut curat în camera, aspirasem și eram... chiar îmi place cum a ieșit aranjamentul, haideți să-l filmez, deci sper că e în regulă. Da, ea s-a pus acolo, probabil până diseară o să doarmă fără vreo problemă, sau probabil mănâncă, nu-mi dau seama exact, dar da, ne vedem în următorul videoclip. Bye!